Stați așa un pic, prețul gazului natural la 200 de euro față de, să vă dau un exemplu, de 20 de euro, care era un preț mare, vi se pare preț de piață? Este un preț foarte mare, crescut și ținut artificial de speculațiile gazului rusesc. Deci prețul de 200 de euro, care e acum 198, de 300, care a fost, este extraordinar de mare, față de un preț real de 20 de euro, care și atunci era mare. Gândiți-vă că în perioada de pandemie aveam prețuri de 7 euro. Deci, pe megawatt. Deci, vorbim de prețuri foarte mari, de prețuri speculative. Deci, de aceasta vorbim. Și vrem să reducem aceste prețuri speculative. Deci, nu vorbim de o opțiune a României să nu fim de acord, dar am vrut o chestie mai largă. Evident că se va ajunge la un consens. A doua întrebare... Legată de prețul, creșterea la prețului la motorină, da. Asta a fost a treia, parcă. Nu, a doua. A treia este cu motorina, după cum știți, motorina a avut cotații... România este importatoare de motorină. Am văzut o creștere și eu astăzi și ieri de la 8,33 lei de bani la 8,44 lei de bani. Deci o creștere de 11 bani. Cotația motorinei, în urmă cu 10 zile, din ce am verificat, am apucat să verific în această dimineață, a crescut ușor odată și cu paritatea leu-dolar, nu leu-euro. Pentru că acciza se plătește la dolar și, în general, când vorbim de accize, și de asta trebuie să ne uităm la dolar, nu la euro. A crescut, e adevărat, și euro și a revenit. Dar nu estimez o creștere foarte mare a prețului la motorină. Am mai discutat în piață și e posibil să așteptăm să vină o nouă corecție în jos a prețului motorinei. Deci prețul petrolului este una și ați văzut acolo, se reflectă direct în prețul benzinei, care a tot scăzut, iar cotația motorinei este influențată de cotația internațională a motorinei, nu a petrolului, pentru că suntem importatori și de motorină. Referitor la ce se va întâmpla de la 1 octombrie, cred că trebuie să mai așteptăm un pic. O să avem discuții, probabil, la nivelul coaliției de guvernare, în interiorul guvernului, și vom anunța o decizie. Până la 1 octombrie, credeți că va ajunge prețul motorinei din nou la nivelul de la 1 iulie, când au scăzut? Există pericolul să treacă iar de 9 lei? Eu nu cred că se va întâmpla acest lucru. V-am spus că va urma, așa cred eu din piață, urmând cotațiile și văzând că va urma și o corecție în jos. Adică nu cred, cred că pe acolo va fi. Pe unde este acum va fi, se va menține. Și legat de a treia întrebare, schema de compensare cu 50 de bani rămâne sau nu? Când v-am explicat, v-am spus mai devreme, trebuie o discuție în interiorul coaliției, o discuție în interiorul guvernului și apoi putem anunța. Da. Mai sunt câteva zile, de asta voiam să știu cât, ce să facă Așteptați să aibă loc discuții. Okay. Bună ziua, Laura Culiță, știrile Pro TV. Știm că atât Comisia cât și autoritățile române tot îndeamnă la economie și inclusiv acea scădere a pragului de consum a fost făcută, spuneați dumneavoastră, pentru a încuraja economia cu 15%. Pe de altă parte, acel prag de 255 de kWh ține seama de consumul pe 2021. Așadar, eforturile oamenilor de acum de a face economie, cum se vor vedea ele în facturile curente? Vorbim de anul 2021 ca să existe o referință de consum. Sigur că pot să existe și clienți noi care nu au o referință de consum a anului 2021 și atunci se ia, evident, consumul curent. Și în primii 255 de kW din plafonul de 300 vor fi plătiți la consumul curent, dacă nu avem referință de anul trecut. Așadar, eforturile de economisire sunt doar parțial văzute în factură. Ne gândim și la, și ați văzut și premierul spunând, ne gândim și la o modalitate de a bonifica pe cei care doresc să facă acest lucru. Și vrem să venim nu numai cu trebuie să plătească mai mult dacă consumă mai mult și dacă cumva economisesc să câștige ceva și ne gândim să îmbinăm aceste două lucruri. Nu mă întrebați cum va fi pentru că gândim în acest mecanism. Asta vreau să vă întreb dacă e sub formă de vouchere, este sub formă de... Gândim acest mecanism cum ar trebui să fie în așa fel încât să fie și stimulativ. Pentru că ne dorim efectiv ca oamenii să rămână cu mai mulți bani în buzunar. Pentru că au fost neclarități în privința acelui rest între 255 și 300 kWh, lumea nu a înțeles, sau foarte multă lume nu a înțeles în primă fază ce se întâmplă dacă depășești pragul, dar te menții în acea limită de 300 kWh. Iată că și în Parlament se încearcă clarificarea acestei situații și v-aș întreba, apropo de ce se întâmplă zilele acestea, dacă susțineți amendamentele
PSD referitoare la ordonanța cu energia recent adoptată, mă refer la cea de la 1 septembrie, prin care socialdemocrații propun în comisie ajutare pentru mai multe categorii. Iar aceste categorii sunt industria farma, biserici, companii de utilități, transport în comun și bolnavii cu aparate medicale. Mi-aș dori foarte multe industrii să fie prinse în această ordonanță, așa cum era cum a fost și înainte. Și Ministerul Energiei, să știți că nu se va opune niciodată de a proteja mai mult o plajă mai largă de industrie și o plajă mai largă, de exemplu, de populație. Trebuie să discutăm și cu Ministerul Economiei și cu Ministerul de Finanțe, pentru că nu noi suntem cei care spunem ce industrie trebuie să intre. Ordonanța a fost creată exact pe ce s-a hotărât în coaliția de guvernare. Așa a fost. Și a fost categoria uitată atunci, s-a rămas în afara discuției? Așa a fost creată, pe ce s-a hotărât în coaliția de guvernare. Dar au fost discuții despre bolnavii cu aparate medicale, despre astfel de cazuri. Bolnavii cu aparate medicale l-am văzut și astăzi pe domnul prim-ministru în ședința de guvern. A solicitat exact la cei care sunt în drept să ne spună câți bolnavi sunt, unde sunt, care au aparate medicale, pentru că e normal să fie înregistrați, pentru că normal trebuie ajutați. E logic, trebuie ajutați și trebuie ajutați punctual. Ei pot fi ajutați prin această ordonanță sau punctual, de exemplu, prin vouchere direct țintite către persoanele respective. Și ultima întrebare, clarificare, apropo de acest prag de 255, pentru cineva care are o casă și care are, de exemplu, un hidrofor, pentru că sunt astfel de situații foarte multe, inclusiv în jurul Bucureștiului, revenind acelei persoane, acelei familii, va veni foarte greu să se încadreze în pragul de 255. Îi recomand să-și caute un furnizor acolo unde prețul este sub 80 de bani. Să nu-l mai dau eu public aici, pe net, își poate face direct mutarea la un furnizor care are prețul sub 80 de bani. Și le recomand tuturor care nu se încadrează în plafoanele de consum și chiar dacă se încadrează în plafoanele de comun, să-și caute un furnizor cu prețul cel mai bun.